Bine că am venit acum, dar din afară să întoarce la bine. Dar nu am vrut să mă mai întoarce. Mi-a zis Ioana că te-a văzut acolo. Nu avea cum să mă vadă Ioana la fratelii vineri, pentru că vineri am stat toată ziua și toată seara cu tine, ce nu înțelegi? Toată seara am stat împreună, am fost la film, la cine și la tine acasă. Ce cu șosetele alea? Ce au șosetele mele? Sunt albe, sunt oribile, ți-am mai spus să nu porți șosete albe. Nu mi-ai spus niciodată să nu porți șosete albe și sunt cadou de la tine, deci... Tu cumva schimbi subiectul că știi că am dreptate? Nu schimb subiectul, doar că nu mi-a plăcut ultimul sezon din Prison Break. Dar nici mie nu mi-a plăcut ultimul sezon din Prison Break, dar le-am văzut pe toate celelalte 5, era normal să mă... Hei, stai puțin, iar schimb subiectul, nu-i corect, știi că am dreptate cu vineri seară. Nu schimb subiectul, doar că nu-mi găsesc peria de păr. Mi-ai văzut peria de păr? Nu? Ai umblat tu cumva cu peria mea de păr? Ce pula mea să fac eu cu peria ta de păr? Tu auzi ce spui? Nu știu, de unde să știu eu ce să faci cu peria mea de păr, la cât de secretos ești? Ok, știi ce am înțeles? Vrei ultimul cuvânt, despre asta e vorba, trebuie să ai tu ultimul cuvânt? Nu. Ba da, exact despre asta vorba, nu cauți decât ceartă. Doar! Ce mă? Doar! Cum poți să vorbești în halul ăsta diagramat? Gândește că tu ești ca o extensie a mea. Și cum poți să ieși în lume să vorbești în halul ăsta? Mă faci de râs, Matei, mă faci de râs. Bine, Teo, îmi cer scuze, îmi pare rău, ok? Am greșit, sunt un agramat, sunt un prost, sunt cum vrei tu, da? M-am săturat și eu, sincer, de toate jignirile tale și de faptul că nu poți să ies și eu într-o seară... De ce plângi? Cum de ce plâng? De când am ajuns să faci numai reproșuri și n-am făcut nimic, n-am făcut absolut nimic și te cerți cu mine continuu, Matei. Ok. Îmi cer scuze. Ok? Îmi cer scuze, îmi pare rău. Pentru ce? Pentru ce ți-am făcut, pentru nu știu, pentru vineri seară cu fata aia, unde zice că m-au pentru poluare, pentru trafic, pentru tot. Îmi cer scuze pentru tot, ok? Adică tu nici măcar nu știi sigur pentru ce îți cer scuze. Adică nu mă asculți. Niciodată nu mă asculți și nici măcar nu mă înțelegi. Nu m-ai înțeles niciodată, Matei. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Cu plăcere, ai câștigat, eu am plecat. Super, 1-0 pentru Teodora. Bravo, Teo, bravo. A, pleci, nu? Păi normal că pleci, că numai asta știi să faci și mereu mă abandonezi. A plecat? Mhm. De ce e baby? Nimic. Și dacă nu-ți dai seama singur, oricum nu are rost să zic.